Na gata szeme meg szarvas kenni lányon, úgy hullámzottak még szaja a sötébe, de mikor velem néztem a közepébe. Curtea exterioară a castelului Corvinilor găzduiește astăzi, sâmbătă 17 septembrie 2022, cea de-a 13-a ediție a Zilelor Maghiare din municipiul Hunedoara. Invitat la deschiderea Zilelor Maghiare din municipiul nostru a fost și primarul orașului, care a adresat următorul mesaj. Mulțumesc pentru invitație, urez tuturor la mulți ani. Mă bucur că întotdeauna găsim lucruri care ne fac să fim împreună și nu să fim unii împotriva celorlalți. Și salut pe foarte mulți cetățeni hunedoreni, români, care sunt astăzi aici prezenți la Zilele Maghiare. Și așa cum vorbeam și cu președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din municipiul Hunedoara, anul viitor ar trebui să facem un eveniment împreună, români și maghiari din municipiul nostru, de ce nu chiar din județul nostru. Noi, hunedorenii, românii, suntem foarte mândri că avem o comunitate destul de numeroasă în municipiul nostru, o comunitate maghiară foarte unită. Suntem foarte mândri că mulți turiști, mulți turiști maghiari vin în vizită la castelul nostru, deci practic contribuie la bugetul municipiului Hunedoara. Și întotdeauna vom căuta acele soluții, așa cum am spus, care ne unesc, care respectă identitatea noastră culturală, atât ca maghiari cât și ca români, care respectă tradițiile noastre și care respectă și cultura și religia creștină a noastră a tuturor. Încă o dată la mulți ani și distracție plăcută, sunt convins că și vremea o să ne permită să ne distrăm împreună. Mulțumim frumos, domnule primar! Sper că la anul primăvară ne întâlnim la zile româno-maghiare pe aceeași scenă și cu un public mai numeros, da. Pe scenă a mai urcat și europarlamentarul Iuliu Winkler, iar în publicul prezent astăzi la castel au fost și alte oficialități locale și județene, maghiare și române deopotrivă. Domnule primar, vă mulțumesc pentru, ca întotdeauna și ca ocaziile dinainte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră frumoase de mai înainte, dar mai ales vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-a acordat comunității maghiare din municipiul Hunedoara. Cred că este un sprijin important și cred că este important și ceea ce ați spus. Identitatea noastră, religia noastră, cultura noastră este importantă pentru fiecare dintre noi. Vă doresc, stimați prieteni, și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așa este bine și așa să se întâmple și în anii care urmează. Vă dorim distracție plăcută și, de ce nu, poftă bună la degustarea produselor pe care le avem. La mulți ani și multă sănătate! Anul acesta, Zilele Maghiare în județul Hunedoara se desfășoară în perioada 15-25 septembrie 2022. În întreg județul au loc evenimente în aer liber, concerte live, târguri, expoziții, programe literare și culturale, programe pentru copii, evenimente gastronomice și de păstrare a tradițiilor maghiare, competiții sportive și excursii tematice. Astăzi, sâmbătă, la castel, încă de dimineață, localnicii, dar și turiștii au avut parte de un diversificat program în aer liber cu gulaș și langoș, atmosfera fiind întreținută de bomba bulii. După amiaza, este dedicată cântecelor populare maghiare, iar printre trupele invitate la scenă se numără și formația de dans și muzică renesans din Deva. În această seară, încă mai aveți timp să ajungeți la castelul Corvinilor, va cânta grupul maghiar de muzică ușoară Dupla Cave, celebru în Ungaria, pentru că dacă vă place Modern Talking, atunci cu siguranță veți cânta și dansa împreună cu ei, alături și de Cutele Cindy, alt nume cap de afiș al Zilelor Maghiare din municipiul Hunedoara. La mulți ani etnicilor maghiari! Hello! 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 H
Mikor a szemedhez érek, égő piros a szád, égő lesz az ország, mikor a kezedhez érek. Mindig azt hiszem, hogy csak úgy álmodszalak. Édes gyöngy virágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa. Hát de vége van már a lakodalomnak, nagy bánata van a mennyasszonynak, hogy forgatja a karika nyílik, jaj, de sajnálja a régi szeretőjét. Forgatja a karika nyílik.